Bună, bună, dragii mei! Suntem duminică. De obicei, duminica am mai mult timp și, după cum observați, duminica am mai mult timp de filmat. Vedeți rochița asta? Mi-am cumpărat-o, este nouă. Pe canalul Geta și Nelu Ivanu, să vedeți ce lucruri mi-am mai cumpărat, ce lucruri frumoase, adaptate pentru silueta mea, pentru vârsta mea. Eu spun că mă îmbrac într-un mod decent. Asta este o rochiță, dar mai scurtuță, așa că o să o port cu o pereche de iegări. Nu mergi la 50 de ani să fii rochița sub fund. Oricât de bine ai arăta, eu spun că nu mai este cazul, chiar dacă vârsta este un număr, dar vârsta impune și un bun simț și multe chestii, dar îmi place atât de mult rochița asta, e moale, e pufoasă, așa și se așează într-un mod frumos și ascunde anumite protuberanțe care nu trebuiesc arătate. Ce e frumos, arătăm. Ce nu este atât de plăcut ochiului, mai ascundem, da? Până om slăbi, dacă om slăbi. Bun. Astăzi am spus că este rândul cărților să citim în ele. Apropo, aș vrea să vă uitați și pe canalul celălalt, Geta și Nelu Ivan. Acolo dau tratamente naturiste pentru anumite jenii, pentru anumite boli, dar vă spun, nu exclud vizita la medic sau nu exclud analizele acestei tratamente. Sunt tratamente care nu fac rău, care nu aduc prejudicii sănătății. Pentru tuse, am spus pentru dureri de picioare, pentru vase sparte, acolo am dat câteva sfaturi și în continuare o să mai dau. O să vină cât de curând, cred că mâine, un tratament pentru dureri articulare. Foarte, foarte bun. Încercat din mine, încercat din soțul meu și încercat în ani de zile de bunica mea. Este un tratament, o alifie. Vă dau rețeta unei alifii pentru picioare. În video de astăzi, pe la mijloc, o să vă spun pe acest canal, pe celălalt o să vedeți ce mi-am cumpărat, pe canalul Geta și Nelu Ivan, ce mi-am cumpărat, ce am gătit în ogradă la Ceaun, tratament. Aici o să vă dau mici secrete pentru un trai mai bun, pentru a curăți energia din curtea dumneavoastră. O să vă spun un secret, mă rog, un secret pe care îl spun, e mult spun secret, o acțiune pe care puteți să o faceți pentru a îndepărta energia negativă din curtea voastră și pentru a vă proteja. Dar asta la mijlocul videoului de astăzi. Astăzi avem o citire în două grupuri de cărți. Cărțile rusești, da? Primul grup și cărțile țigănești, al doilea grup. Ne vom apuca acum pe... Ne vom apuca de cărțile rusești prima fază, da? Și apoi cărțile țigănești. Pentru astăzi nu am decât apă de băut, pentru că merg după ce termin video de înregistrat și de editat și de montat pe YouTube, o să merg la ziua prietenii mele și acolo o să beau un cocktail. Așa că nu pot să... Capul meu nu duce mai mult de două cocktailuri pe zi. Chiar dacă v-am învățat să beau cu dumneavoastră, să cinstesc un pahar de vișinat, un pahar de vin, un pahar de prosecco, de-a lungul timpului ați văzut cât servesc, că îmi place, dar îmi place într-o anumită limită. Nu-mi place că atunci să nu-mi plac medicamentele, chiar dacă mă liniștesc, chiar dacă am o stare agitată, nu iau medicamente de liniștire, încerc să beau un ceai de păducel, un ceai de pojarniță pentru a mă liniști, nu iau medicamente care mă fac să nu fiu sigur pe mine. Așa și cu alcoolul. Prefer să păstrez o limită, chiar dacă mi-ar place să beau două cocktailuri, dar nu o fac pentru că mă face nesigur și nu-mi place deloc nesiguranța. Bun, haideți să începem cu cărțile rusești. Le batem și le menim, da? Bun, le tăiem. Da? Dacă ați fi voi cineva față în față cu mine pentru a-i ghici face to face, ar tăia cărți. Așa le tai eu. Când citesc la cineva pe online, pun să spună un număr legat poate de ziua de naștere sau ce număr simte, atunci fac cărțile. Bun, haideți să vedem ce am dat la spate.
am dat o supărare cu înlăcrimare, am aflat o veste și cei care ați aflat o veste care v-a pus pe gânduri și vă înlăcrimat oarecum. Dar să știți că nu este atât de rău cum vă gândiți dumneavoastră sau cum credeți voi. Nu chiar dracu atât de negru, cum s-ar spune. Gândurile, dacă este vorba de, ascultați, Doamne, gândurile unui bărbat sunt la voi, chiar dacă s-o îndepărtat de voi, chiar dacă s-o răcit de voi, cu un sentiment de dragoste și ură, încă se gândește la voi. Gânduri, vă străbat foarte multe gânduri, probabil sunteți singuri, aveți o stare de anxietate din cauza singurătății și vă puneți întrebări, de ce eu, de ce nu mi se întâmplă să am pe cineva. Văd o singurătate, dai bucuria la spate, bucuria unei relații, bucuria sexului, bucuria dragostei, o dai la spate. Ați primit o veste în legătură cu o judecată, cu ceva care ar fi fost pe câștig, dar nu sunteți mulțumiți încă. Probabil o să mergeți în continuare în instanță sau o să faceți mai mult, pentru că nu este ceva mulțumitor și aveți mari dreptate pentru să nu fiți mulțumită pentru această judecată, pentru această împărțire. Ia să vedem ce țineți pe brațe. O supărare mare de la persoanele apropiate, fii, fiice, nepoți, nepoate, persoane mai tineri sau poate fiini sau poate persoane mai tineri care țin de voi, dar sunt, nu s-ar da pe față, dar sunt nemulțumiți, parcă mie nu-mi dă, mie nu-mi faci sau lui ăla îi dă mai mult sau lui ăla, o nemulțumire legată de persoanele apropiate, dar din motive financiare aș putea să văd. Ați decis cumva să vă răciți de cineva cu ochi căprui, o persoană cu ochi căprui sau dumneavoastră puteți, o persoană pe care o gândiți, ați preferat să puneți distanță față de această persoană pentru că probabil avea niște apucături sau niște, cum spun englezii, crazy things, niște apucători nebune și ai preferat, chiar dacă este dureroasă despărțirea, chiar dacă este dureroasă depărtarea, ați preferat să puneți distanță cu această persoană cu care nu te poți înțelege. Și chiar dacă este o despărțire dureroasă, poate să fie cineva din rude, din apropiați, poate să fie cineva, un partener la care țineți sau la care încă mai țineți, dar ați ajuns la o limită peste care nu mai puteți să treceți. Sunteți în fața unor decizii, să fiți atenți să nu vă pripiți, aveți alegeri, văd că aveți alegeri, asta este cel mai minunat, doar să nu vă pripiți și să luați hotărârea potrivită. Hotărârea potrivită ar fi să nu apucați mărul de pe creanga de jos. Încercați să vă orientați, să luați o distanță față de pom, cum ar veni, și luați o decizie. Priviți fructele și vedeți care s-ar putea ca ăla care e mai aproape, pe care l-a agățat, să fie din ăla stricat în interior, da? Fără un pic de decizii, de gândiri, de... nu puteți lua decizia corectă. Eu spun că aici văd, gândurile. Trebuie să gândiți foarte mult. Probabil sunteți în fața unor alegeri și trebuie să luați un pic distanță și să pui așa pe o foaie. Aia e bine, astea sunt opțiunile, astea sunt alegerile și pe care să aleg, da? Ca la un copac, în fața unui mărmânt, pe care să le iau. Ăsta e frumos așa, dar cam aproape de pământ, ăsta să faci plos deodată și pocnește și, da? Cam așa văd eu cărțile pe care le aveți pe brațe în acest moment. Ia să vedem ce ne spun pe trecut, prezent și viitor. Opa, top.
În urma unor întâmplări moșmondite de cineva, în urma unor întâmplări, văd aici o acțiune care s-a întâmplat, putea să fie de bine, dar în urma unor moșmoade, unor ulceli învârtite sau unor vrăji, ca să le spunem pe direct, lucrurile nu au mers cum trebuie de o lungă perioadă de timp, văd la voi. Este o perioadă în care totul este cu sus în jos. Spui că, Doamne, eu stau în cap și privesc lucrurile invers sau lucrurile stau invers și eu le privesc altfel. Ce se întâmplă? Din nimic nu merge. Îmi plănuiesc un drum de 100 de metri și eu pe primii 20 de metri abia îi parcurg pentru că nu se leagă nimic. Mă dezleg la șerieturi, mă împiedic, mă... De câtva timp vi se întâmplă chestia asta și nu sunteți... absolut deloc sigur pe ceea ce se întâmplă. Nu puteți să vă faceți un plan de durată pentru că imediat poc sunteți lovit cu leuca, probabil. 2, 4, 6. Cineva din apropierea casei voastre sau cineva care trece pe lângă casa voastră are legătură cu casa voastră, cineva probabil... Încă are pismă și ciuda asupra voastră. Aș putea să spun că vine din trecut, vin niște bagaje din trecut, bagaje urâte, poate să fie pe părinți sau pe ceva, pentru că trageți după voi probabil ceva, o greutate și vă dați seama ce spui. Se întâmplă ceva, ceva nu este ok. Mai văd aici cineva care, v-am spus, ori trece pe lângă casa voastră, ori chiar intră în casa voastră, dar mai degrabă cred că e o persoană care trece pe lângă casa voastră, pentru că văd un drum, o trecere pe lângă casa voastră sau pe unde s-a făcut, era o persoană, era cineva care trecea. O persoană care are legătură cu un bărbat din casa aia. Din casa voastră sau din casa aia sau din cu un bărbat, o femeie care a făcut din cauza unui bărbat, ori unui fost soț, ori unui fost cumnat, pe ginere, cineva care a trecut sau trece prin casa aia și e posibil încă să le înnoiască. Ce mai văd? Nu toată lumea e în problema asta. Ce mai văd? O nereușită la un examen sau la o... o nereușită pentru a vă ridica un nivel, probabil să vă găsiți un loc de muncă sau să accediți pe o treaptă superioară la voi la muncă. O nereușită este aici, ați avut și sunteți foarte mâhniți și supărați din cauza asta. Sunteți în fața unor alegeri. Este vorba de femeie aici, de văd că trebuie să faceți o alegere între doi bărbați, dar să știți că sunt două belele, pur și simplu, nu știi pe care belea să o alegi, o belea mai mare, o belea mai mică, dar sunt identici belelele, gânditoare, supărată, dacă nu-i locul tău, simți că acolo nu este locul tău, taie-o, fetiță, taie-o și pleacă mai departe și vezi de drum. Nu are rost, văd o gândire, stai și te gândești, moșmondești care o fi mai bun, care e așa. Niciunul. Despărțire sau... Așa. Despărțiri în familie, cineva din familie sau chiar voi v-ați despărțit, cineva a plecat din familie și încă vă simțiți răniți, s-a întors pur și simplu la tarot, este o carte, turnul, care arată că se dărâmă o lume și începe o altă lume. Așa și aici aș vedea că se dărâmă o lume și unii trec peste această lovitură, unii nu. Văd aici o supărare. Sunteți în... Ce văd eu în cărțile astea pentru grupul numărul 1? Văd o disperare. S-a dărâmat ceva, s-a produs o despărțire și pentru voi ca și cum s-a sfârșit lumea. Dar lumea, dacă sfârșește, se reconstruiește.
construiește, să știți, de la mine. Asta ne arată turnul de la Tarot, o lume care se dărâmă, dar se reconstruiește. Așa și voi, nu disperați, pentru că există viață și după despărțire există viață și după plecarea cuiva. Voiam să vă mai spun aici, o fată, o femeie, o cineva din preajma voastră, dar din inima voastră, v-a îndepărtat pentru a treia persoană, ori pentru o altă prietenă, ori pentru altcineva din viața voastră, pentru poate un copil, o ales partea tatălui să o țină sau partea mamei, să spunem, nu v-a ales pe voi, dar nu este dintr-o lipsă de dragoste. Probabil așa o simțiți, sau pentru un alt bărbat, sau pentru ginerii dumneavoastră v-a dat la o parte, sau pentru nora dumneavoastră v-a dat la o parte. Se poate întâmpla și așa. Dar nu disperați, copilul întotdeauna rămâne copilul tău, mama întotdeauna rămâne mama, chiar dacă intervin atât de multe probleme. Acolo undeva sus este scris copilul este copil, și chiar și prietenul. Dacă s-a îndepărtat, a fost un motiv probabil ales de acel prieten, de acea prietenă. Nu trebuie să disperați, nimeni nu este din neînlocuit în viață, doar mama și copilul, da? Bun. Și părinții și tatăl. Bun, aici aveți în continuare, văd răni nevindecate din cauza unui personaj masculin, din cauza unui bărbat. Încă vă sunteți cu sufletul rănit pentru un bărbat, dar în inima voastră știți că nu merită atât de mult zbatere, atât de multă străduință, dar totuși stați în acea durere și în acea problemă. Ați luat de la cineva niște bani, probabil cineva vă da niște bani și vă este foarte greu să-i dați înapoi. Sunteți într-o problemă financiară, nu neapărat că voi vă zbateți, dar probabil ce primiți voi în urma muncii voastre, în urma străduinții voastre, este mult mai puțin decât să vă acoperiți și cheltuieli să dați și un ban înapoi. Și regretați pasul ăsta de a împrumuta, pentru că probabil aici văd că nici nu a fost o rezolvare. Deci banii ăștia pe care i-ați împrumutat nu au rezolvat problemele pe care le aveați, da? Este ceva care nu a mers. Dăm și mie 10 lei să-mi cumpăr nu știu ce. Ei, nu ți-ai cumpărat lucrul ăla sau s-o strica sau... Și acum sunteți în pasul de a da banii înapoi și nu-i aveți sau nu aveți posibilitatea să-i returnați. Încercați într-un fel sau altul, pentru că un ban nedat înapoi este o gaură energetică, prin care se vor scurge mai mult finanțele voastre. Veți fi foarte supărați pentru o afecțiune a voastră. Ori aflați, ori vă doare ceva. Aveți o problemă de sănătate care vă afectează și vă indispune foarte mult. Vă va indispune foarte mult. Atenție la o problemă. Aș putea spune că în partea de sus, mă rog, deasupra abdomenului, în sus este această problemă de sănătate. Pe viitor se prevede, vă gândiți la o călătorie, dar probabil vă gândiți la o călătorie să mergeți undeva la un preot sau la o mănăstire sau undeva unde vă veți resface sau vă veți simți bine din punct de vedere spiritual. Îmi arată cartea spiritualității aici și cartea ca și cum ar fi o casă spirituală, da? Vă gândiți la un drum, la un pelerinaj probabil, la ceva, să vă duceți să vă liniștiți sufletul sau să vă spovediți sau să ceriți ajutorul unui preot. Mai văd aici o îndreptare financiară. În urma unei tranzacții nu va veni un câștig neașteptat, în urma unei tranzacții. Vinzi ceva, faci ceva și îți acoperi o problemă financiară și vei fi foarte, foarte liniștit din cauza asta sau datorită acestei tranzacții, vei fi liniștită financiar. Bun. Ce mai vedem aici? Aici mai vedem o persoană care o femeie blondă care vă poartă de grijă, între ghilimele, da? O persoană care
Vă da niște vorbe mieroase, dar le-ați simțit. Le-ați simțit că nu suntem chiar proști, le-ați simțit, dar să știți că este o persoană care vă dă vorbe mieroase, măi, dar ce drăguț ești, după aia spune, era, vai de capul, ești așa. Aveți o persoană blondă, foarte vicleană, vulpiță, în care nu trebuie să aveți încredere și sunteți în preajmă, e ca și cum acolo este, n-ai cum să scapi de ea, dar măcar o manipulezi ca să nu fie rău. O faci bine ca să nu fie rău, da? Ce văd aici? Un drum, dar un drum nereușit pentru a câștiga niște bani, dar nu știu dacă este neapărat, dacă sunteți de ochi căprui voi sau o persoană din preajma voastră, faci un drum pentru un câștig, probabil pentru un loc de muncă, pentru ceva, dar nu este pe câștig. Este un drum cu pagubă. Să fiți foarte atent sau cineva din preajma voastră să fie foarte atent la această decizie, să nu facă acest drum sau să nu, să își calculeze bine pașii. Este un drum pe pagubă. Foarte bine este aspectat casa. Aveți o reușită cu o casă sau cu casa voastră sau construiți o casă. Foarte bine aspectat casa, planuri legate de o casă, foarte bine aspectată, foarte, foarte bine. Investiții, ce aveți de făcut în următoarea perioadă, este foarte bine aspectat acest lucru. Foarte bine, planuri împreună cu cineva, intrați într-o combinație, vorbiți cu cineva să vă rezolve o problemă și este foarte bine aspectat. O persoană șatenă, cu ochi verzi, cu ochi mai deschiși la culoare, e posibil să fie mai șaten, cu părul maro mai deschis sau un blond mai închis și cu ochi deschiși la culoare, verzi sau albaștri, că văd ambele, este foarte, foarte bine augur. Asocierea, pentru că este o persoană din credere și aveți de câștigat combinarea cu această persoană. Orică faceți un drum, orică intrați într-o afacere, ori unde aveți de câștigat ceva. Da? Bun. De la drum, amânări, din partea unui bărbat brunet, amânări, zici că tot ai încredere în el, în acest bărbat. Fie că ești bărbat, fie că ești femeie, fie că ești, mai mult e o legătură de afaceri, o legătură de, de un schimb, îți dau, îmi dai sau ceva. Ați intrat într-o combinație cu această persoană de ochi închiși la culoare, negri sau căprui închis, o persoană brunetă, te amână, dar nici această persoană nu este din credere, dar nu din cauza, se crede prea descurcăreț sau spune că poate să descurci ițele, dar nu este adevărat. Să minte pe tine, mințindu-te să pe el, da? Această persoană, fie că ești bărbat, fie că ești femeie. La un bărbat brunet să fii foarte atent, atentă, da? Ai mai așteptări, dar vei fi crunt, trântită cu fundul de pământ pentru această încredere. Știi cum se spune? Orice încredere este, sau cum se spune, niciun bine nu rămâne neplătit. Probabil ai făcut un bine sau probabil ai ajutat această persoană sau probabil i-ai dat încrederea și așa că te va plăti, dar nu dintr-o răutate. O încredere prostească în el, în această persoană. Niște divergențe în zonă, în jurul casei voastre, cu vecinii, cu ceva, ori să vină niște certuri cu vecinii, o divergență, niște discuții. Fiecare se întoarce cu spatele unul la altul, probabil vă veți certa cu niște vecini. De la drum, vorbe urâte și ocară de la o femeie mai în vârstă, foarte, foarte, acum când probabil ești în pasul că văd, ai o nevoie, ai o dorință de a fi ajutată, dar o femeie de la drum, doar vorbe de ocar și vorbe urâte îți dă doar atât, nu că e o chestie de la alegere până la urmă să fii rău, dar această persoană doar atât știe.
Dacă ai o fată sau o femeie mai tânără care are ceva probleme, tu aștepți un ajutor, tu aștepți ceva din partea acestei persoane, dar este foarte greu pentru că este prinsă în niște probleme pe care nu ți le spune, doar le intuiești. Văd că te gândești la această persoană, aștepți un oarecare ajutor probabil sau un sprijin la această femeie mai tânără decât tine. Așa intuiesc, poate să fie cineva apropiat, mamă, poate să fie și mamă, dar eu aș crede că e o persoană mai tânără. Nu-ți spune unele lucruri și supărările ei, dar tu intuiești și ai avea nevoie de un sprijin, dar nu ceri mai mult decât poate da. Nu știu dacă ai mai mult sau mai puțin decât alții sau ceva, ești foarte invidiat, invidiată pentru condiția ta, dar mai mult pentru casă, pentru ceva ce deții, pentru o casă, pentru ceva ce deții, ești foarte invidiat, invidiată, da? Invidie. Toată lumea se uită spre tine. Ai vrea să te ascunzi undeva, ai vrea să fii separat, ai vrea să fii liniștit, liniștită. Toată lumea privește spre tine cu gelozie și invidie. Probabil faci tu ceva bine de strânești invidii. Nu prea văd sprijin aici. Ar fi trebuit în prima parte să apară un sprijin. Da, din partea unei femei sau unei femei mai tinere ar părea, dar probabil copleșită și ea de probleme încât nu mai are timp sau nu mai are dispoziții de a-ți acorda sprijinul. Știți că v-am spus în tura trecută de un bărbat brunet, dar începe să se îndepărteze ușor, ușor și să-și dea seama că o dus până departe, la extrem, închipuirile despre situația lui, închipuirile despre dispoziția lui sau disponibilitatea lui de a face niște chestii pentru tine. Și să cam deschid ochii la adevăratul fel de a fi acestui bărbat și îmi pare rău că vei fi dezamăgit, dezamăgită de acest bărbat. Deci să-ți iei gândul la un sprijin, da? O femeie blondă vine cu niște rezolvări pentru tine, cu niște sfaturi, dar cu un ajutor așa, nu doar, știi cum, genul, dăm și mie 10 lei, păi hai să te învăț cum să faci 10 lei. Nu, te va ajuta și cu un sfat, dar te va ajuta și cu acești 10 lei o femeie blondă, o femeie care ține la tine, o femeie care este dispusă să-și asume un risc pentru a te ajuta. Același lucru, ești urmărit din spate de niște lucruri urâte, oșmoade, ceva. Ai încercat cu cineva, cu un bărbat cu ochi deschiși la culoare. Este vorba, în aceste 6 cărți, este vorba despre o femeie care i s-au făcut ceva, i s-a legat ceva, i s-au făcut ceva, i s-au legat ceva. Așternutul este praf. Condiția de relație între un bărbat cu ochi căprui și un bărbat cu ochi deschiși sau un bărbat cu ochi mai închiși. Poate să fie un bărbat șaten și un bărbat cu ochi deschiși este compromis din punct de vedere ca relații sexual, ca viață, din cauza unor moșmoade, să le spunem fix pe loc. Hai să vedem temerile. Uitați, așa, temerile noastre sunt legate de niște bani, de niște bani pe care este posibil să-i pierdi. Am dat cuiva niște bani unde nu era datoria noastră, sau nu aveam nicio treabă, i-am dat și sunteți sau suntem foarte bine ancorați într-o teamă, într-o temere că nu-i mai primiți înapoi. Părerea mea este că o să-i primiți mai greu. Și iar vă este teamă să faceți un drum. Vi s-a propus un drum pentru o rezolvare, pentru viața voastră, dar vă este foarte, foarte frică de acest drum, văd eu. Bun. Da,
Cineva a plecat ori printr-o plecare definitivă, pentru momentul ăsta văd plecarea că a fost definitivă, chiar dacă aveți așteptări, sau cineva a decedat din viața voastră, un partener, cineva care pur și simplu e plecat, chiar dacă sunteți într-o așteptare, probabil chiar dacă a murit, nu vă vine să credeți, sau încă mai sunteți în bula aia de neîncredere, sau chiar cineva a plecat cu catrafusele cu tot, dar acum resimțiți acut, probabil ați trecut de o perioadă de amorțire, a suferinței că acea persoană a plecat, v-am spus, nu neapărat prin moarte, printr-o plecare, o divorțat, o plecat și o luat tălpășița. Ați simțit acut lipsa apropierii, lipsa cuiva din casă. Știi cum e, rău e cu rău, dar mai rău e fără de rău. Și ați început să simțiți acut această lipsă. În acest moment vă zbateți cu o problemă, aveți de dat undeva niște bani, o să reușiți în momentul în care cineva vă va întinde o mână cu adevărat. Multe guri din gură spun, da, aș putea să te ajut, dar stai să mai văd dacă mă descurc eu, dacă îmi rămân bani din vacanță, sau unii când li cer ceva, să-și dau mare în timpul ăla. Tu ești într-un mare rahat și ești disperat pentru ceva și spui, stai să vezi când cumpăr o rochie de la nu știu ce firmă și să văd dacă mai rămân niște bani. Ei, cam așa, ei, cineva se va găsi să vă ajute cu adevărat. Cineva la care nici nu v-ați fi așteptat, sau pur și simplu această persoană să vă oferi. Gânduri. Gânduri aici, începem cu gânduri, deci ați trecut prin multe străbateri mentale, așa o continuați. Spui că nu se mai termină niște probleme. Nu cumva problemele ți le mai faci și tu în mintea ta. Când ai rezolvat o problemă, văd că alte probleme descoperi, altele. Mai lasă-le. Așteptați un, în urma unei despărțiri, așteptați un partaj, așteptați o, să împărțiți ceva și sunteți cu inima înfricoșată, probabil că veți pierde mai mult decât ați investit. Nu știu dacă neapărat, ori în urma unei dezbateri, ori în urma unui câștig care se trebuie împărțit. Asta văd aici. Ia să vedem, să punem niște cărți aici. Da, e posibil că chiar cade un comând, o casă, un teren, ceva. Sunteți într-o dispută cu cineva. Dacă sunteți voi de ochi căprui, este un bărbat, o femeie de ochi căprui, este un bărbat de ochi deschiși la culoare sau tot de ochi căprui și se măslește, dar sunteți în dispută cu cineva de alt sex, probabil cu un frate, probabil cu soțul sau invers, cu soția sau cu sora. Vă gândiți că ați investit mai mult, că ați plătit mai mult, că ați contribuit mai mult, dar vă este teamă de pierdere. Ia aici gândurile astea care vă frământă. Zici că stai în bine este să stai pe marginea, ai mai multe probleme, așa, depărtează-te un pic de ele și privește-le din afară. Văd că ești în mijlocul problemelor și nu ai viziune asupra tuturor să știi cum să le rezolvi. Poate trebuie să o rezolvi pe aia din capătul mai îndepărtat, dar tu fiind în mijloc vrei să le rezolvi pe alea din jurul tău. Apucă-te să ia un pic de distanță, cum am mai spus și mai înainte, ia un pic de distanță și privește problemele din afară, că altfel o să ai viziunea asupra lor. Ia să vedem iarăși temerile și fricile. Da, cum am spus, gândurile, ori aveți de dat niște bani, e o problemă de bani și aveți temeri legate de un viitor incert din cauza a ceea ce s-a întâmplat la un moment dat. Vorbe mincinoase printr-o femeie le aflați, dar dintr-un grup de prieteni aflați niște vorbi tălmăcite de această femeie, de o femeie cu ochii deschiși la culoare, o femeie blondă. Probabil n-au fost vorbile atât de urâte pe cât vi le-o descris ea și aveți niște temeri legate de grupul vostru de prieteni. Băi, să știți că nu e atât de rău sau atât de urât, ci au fost vorbe cât vi le transmite această persoană.
foarte mare atenție cum discutați, cum priviți. E mai bine să mai întreb pe cineva. Nu este normal ca să asculți o persoană care spune păreri și opiniile ei. Băi, că l-au zis așa, l-au zis așa, sau eu cred că, sau cum interpretează ea discuția, da? Nu are rost să vă supărați pe acei prieteni până nu aflați adevărul adevărat. Eu intuiesc că această persoană vă dă vorbe mincinoase, vă dă despre un grup, despre cineva, despre ce s-a vorbit, dar probabil nu alea au fost cuvintele, da? Da, și mai văd un drum, gândul unui drum, unui plan făcut pentru a vă vă spovedi, pentru a vorbi cu cineva, la un psihiatru, la un psiholog, la un preot. Văd un drum, vă organizați un drum pentru a vorbi cu cineva, pentru sufletul și pentru inima voastră. Bun, cam asta este citirea din ziua de astăzi pentru grupul numărul 1, pentru cărțile rusești. Haideți să vă spun repede despre procedeul de a vă apăra curtea, casa, chiar și la ușă, la voi este bine să puneți ceva roșu, ceva legați, cum este la 3 puncte roșii la casă, puncte cu ceva, cu un creion, pac, 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 sus, 3 puncte roșii. Sau dacă sunteți la curte, legați cu ceva, cu o panglică, roșii în 3 puncte, de-a lungul gardului, aveți probleme cu un vecin, aveți o dispută cu un vecin sau, cum este cazul meu, un vecin pune gunoiul pe marginea gardului la mine. Toată această energie negativă care vine de la gunoi, gunoiul și pentru persoana care pune gunoiul, dar nu știe, și pentru voi este o energie negativă. Așa că este bine ca să vă protejați curtea. Puneți 3 țăruși, 3 pari sau un pic gard, legați 3 fundițe roșii, da? Și să vedeți cum o să simțiți, ce protecție o să simțiți. Nu o să mai simțiți greutatea energiei negative, nu o să mai simțiți greutatea vibrațiilor negative din partea cu gunoi. Chiar dacă aveți un drum cu gunoi sau ceva, nu o să mai fie. Ceva o să se întâmple, ori primăria o să vină să-și ia gunoiul sau ceva o să se întâmple, da? Pentru protecția voastră. Asta este secretul. Este foarte bine. De asta se pun la vaci, la miei, la orice se pune roșu. Chiar și oamenii poartă roșu pentru a nu se deochea, pentru protecție, pentru a nu veni energii negative spre ei. Bateți 3 cățăruși, îi puneți și dacă vecinul vrea să vă facă rău, rău o să pățească și pentru voi o să fie curățenii în ogradă, curățenii energetică. Bun, să trecem la grupul numărul 2 de cărți, cărțile țigănești. O supărare l-a așternut de la un bărbat de ochi căprui, cu vorbi, cu gelozii. Acest bărbat vă arată o urăciune, chiar dacă are sentimente pentru voi, dar are sentimente de răzbunare. Probabil i-ați făcut ceva, probabil se simte rănit, probabil are sentimente de urăciune pentru voi și pentru așternutul vostru. Și gelozii foarte multă. Ați simțit o îndreptare financiară. V-ați bucurat din niște bani veniți către voi așa pe neașteptat, probabil o primă, probabil o rezolvare a unui probleme, probabil cineva v-a dat niște bani înapoi, dar ați avut un câștig financiar. O discuție, ați fost într-o dispută cu colegi, cu persoane sau cu vecini, cu persoane care sunt în jurul vostru, care gravitează de zi în jurul vostru, v-am spus, ori vecini, ori colegi, discuții și certuri. Nu vă simțiți bine deloc în compania acestor persoane. Vești urâte și vorbi urâte de la o femeie mai în vârstă. Niște vorbi care pur și simplu v-au lăsat mută. Nu vă vine să credeți că această persoană poate să scoată pe gură asemenea enormități. Ia să vedem ce țineți pe brațe. Oho, foarte bine. După o perioadă agitată vin niște, țineți pe brațe niște, o perioadă de acalmie, de liniște, de făcut planuri. Foarte bine este aspectat cartea planuri, cartea ideilor. Vă vin niște idei măreți pentru niște rezolvări. Uhuhu.
O prietenă de-a voastră, dacă voi sunteți de ochi căprui și prietena este de ochi mai deschiși la culoare sau invers, este o rezolvare. Voi două puteți pune sara la cale și rezolvați o problemă legată, vă ajut cu niște acte, cu niște procedei, vă ajut o persoană care este apropiată de voi, poate într-un mod neașteptat, dar cu această persoană aveți niște discuții și niște rezolvări. Țineți pe brațe niște rezolvări legate de cineva, de o femeie, de o prietenă apropiată. Așteptați bani, așteptați ceva din partea cuiva, de la drum, o rezolvare financiară. Va veni din cu totul altă parte rezolvarea financiară. De unde așteptați, sunt minciuni și vorbe minciunoase și dus cu zăhărelul și dus cu vorba și cineva care vă ajută cu adevărat, cu adevărat vă ajută și cu adevărat neașteptat. Dar în cine aveați încredere? Vă înșeală în cine nici nu vă așteptați să aveți câștig. Văd că așteptați o rezolvare în familie, o ceartă probabil cu o femeie, cu cineva din familia voastră, o dispută și așteptați o rezolvare și nu știți cum să vă împăcați sau cum să reluați relațiile cu această femeie. Este vorba despre o femeie. Văd aici energia feminină. Poate sunteți bărbat. Văd așa o dorință de a negocia, de a aduce lucrurile pe un făgaș normal și dar nu ai cu cine din familie. Zici că persoana asta e turbată, zici că e plecată cu tralalaua pentru că oricât te-ai zbate, pune un zid și nu ai ce discuta sau ce vorbi cu această persoană. Hai să vedem în continuare ce ne mai spun cărțile. Ceva care vă supăr, ceva ce nu înțelegeți, un bărbat care a fost, dacă sunteți ascultătoare sau cele care ați ales grupul numărul 2, văd că ați avut o mare surpriză de schimbarea unui bărbat, de schimbarea, dacă cumva era bun, drăguț, aducea un buchet de flori, de abia ți-a adus un ghiocel acum sau o schimbare care nu ți-i la îndemână și nu-ți vine să crezi că a intervenit această schimbare și această răceală, dar 2, 4, 6, 8. Dar era de așteptat pentru că este cu gândul în altă parte. Pentru un moment și-o imaginat că poate să aibă o relație sau poate să continue relația cu voi sau poate să o prelungească. Probabil a șternut cu voi, dar mintea lui este în altă parte. Din varii motive, probabil este legat cu ceva, probabil este dus cu zăhărelul cu ceva, este ținut cu spatele, cu fața la trecut și cu spatele la viitor. Chiar dacă voi însemnați viitorul, sunteți nelămurită din cauza apucăturilor și ce se întâmplă schimbării acestui bărbat. Mai văd aici o schimbare de job. V-ați gândit la o schimbare de job. Încă nu este momentul potrivit. Ceva vă oprește să schimbați locul de muncă, ceva vă oprește. Vom vedea în viitor cum va fi. În prezent, ce văd? Văd că dați semne de a vă împăca cu cineva, dar această persoană nu dă absolut deloc semne, este refractară, poate în față vă mai zâmbește, poate, dar este total împotriva voastră. Cineva din apropiere, cineva care ține de voi este foarte, foarte refractară și nu din cauza voastră, este o persoană rea. O persoană plină cu obidă, plină cu invidii, cu gelozii. Poate nici ea nu știe ce simte. Sunteți sfătuit în privința de un medic, de ceva în privința, aveți o problemă, are cineva din familie o problemă, persoană mai în vârstă are probleme de sănătate. Sunteți, vă dă niște sfaturi un medic, o persoană medicală, vă dă niște sfaturi de foarte bună credință și să rezolvați o problemă. Iar cu niște bani se rezolvă, ați cerut mai mult probabil sau ați... vin niște bani în urma unei cereri. Ceriți la servici la voi sau ceriți pe un serviciu pe care l-ați oferit, vin niște bănuți.
Neînțelegeri mari în casă, copii și cu partenerul, foarte partenerul, partenera, neînțelegeri, spui că toată lumea e împotriva ta, toată lumea vine în potriva ta. Cum sunt astrele? Nu faci nimic rău, văd că ești de bună credință, văd că ești ținută mai mult ca un buzunar din care toată lumea vrea să ia și... Când strânge ariciul la buzunar, nu mai ești mama, nu mai ești tatăl, nu mai ești prietena, nu mai ești nimic pentru ceilalți. Faci ceva, investești ceva în o sumă pentru prosperitate, ori deschizi o afacere, ori faci ceva cu niște bani care îți vor aduce mai mulți bani, mai multă prosperitate. Ceva ce investești într-o... Pui o leasă cu ceapă și o să scoți și ai înțeles? Deci în urma unor investiții o să ai un câștig. O căsătorie a cuiva din preajma voastră, din apropierea voastră sau mergeți la o căsătorie pe viitor, este foarte aspectată, foarte bine aspectată o căsătorie a cuiva a voastră sau a cuiva din jurul vostru. Foarte, foarte bine aspectat pe familie, pe câștig, pe realizări financiare o căsătorie. Dar oricum știți că în 2024 este un an foarte, foarte bun pentru căsătorii, pentru câștiguri financiare, pentru cei tineri căsătoriți pentru familii. Fiți atenție mari la un bărbat, la un băiat mai brunet, să nu-și irosească viața, face niște greșeli, face niște pași greșiți și s-ar putea să-și irosească viața un bărbat mai închis la culoare, la, mă rog, la păr, la ochi. Rezolvare foarte bună și cu câștig pentru o casă, ceva, pentru realizarea legată de o casă, un câștig. Atâta văd, un câștig legat de o casă, o și de familie. Vorbi de la un tânăr care vă iubește, probabil e un fiu, probabil e un frate mai tânăr sau cineva. Vorbi care vă supără, chiar dacă vă iubește, chiar dacă vă... probabil crede că își permite și sunteți foarte supărată de la niște vorbi, supărată, dar eu văd că este vorba de o femeie mai degrabă, care ascultați acum, supărare la un... Cineva care vă iubește, dar nu-i destul. Dacă pot, de ce să nu șterg cu mama pe jos sau de ce nu pot să șterg cu sormea pe jos? Că permite. Este alegerea voastră dacă permiteți sau nu. La muncă la voi, nemulțumiri din cauza unor vorbi, colegi, sunteți ca într-un cuib de viespi undeva într-un colectiv și veți simți în următoarea perioadă înțepăturile colegilor. V-ați făcut un plan legat de o investiție, să vă cumpărați ceva, aș bănui o mașină, aș bănui ceva care nu încă mai așteaptă, este în așteptare, încă nu este pe rezolvare. La o vreme de seară, de la un bărbat, vorbi urâte, mincinoase și e ca și cum s-ar scuza, e ca și cum, dar cu niște vorbi urâte, ca și cum ce pana mea mai vrei, că ți-am făcut, ți-am dres, dar sunt și vorbi mincinoase ceea ce vă spune sau poate îi spui ceva și spune niște minciuni și te simți jignită, dar văd că este vorba de o femeie. Văd că ar trebui să strângi niște bani, vrei să faci ceva, dar nu știi cum, dar aici mi-arată ca și cum ideea ar fi, ar trebui să te gândești, te întorci cu spatele la o idee de a avea bani. Ideea este să strângi acei bani pentru rezolvare. De la drum. O femeie care este la drum, care vă trimite niște vorbi, care vă zici că îți face rău prin vorbe, o energie negativă de la o femeie mai în vârstă, de la drum. Îți suflă energie negativă, pur și simplu, o femeie mai în vârstă. Același lucru, am mai spus, un mesaj, o veste de la un medic, o veste bună, cu sfaturi bune și cu rezolvare, de la o persoană medicală, cu o persoană cu probleme medicale. Dar sunt vești bune. Hai să vedem persoanele de ajutor. Opa.
Opa, opa. Aveți nevoie de susținerea familiei și nu prea o aveți. Spui că toți vor ceva de la tine, dar când vrei și tu ceva de la ei, nu se poate întâmpla. Aveți nevoie de susținerea familiei, explicați-le, văd că aveți o discuție cu ei, se întorc, a înțelegerii către voi, dar nu mai aveți încredere. Văd aici cartea lipsei încrederii în cei din jurul vostru de care aveți nevoie. Cineva are sentimente de partenerul, partenera sau iubitul, iubita, are sentimente de dragoste și ură. Probabil sunteți într-o despărțire, probabil sunteți într-o separare. Te iubești, dar te și urăști. Simți că pierdi teren sau simți că nu mai ești cum erai sau nu mai... Este un sentiment de dragoste și ură. Ești între dragoste și ură din partea unui partener. Legătura foarte ciudată dintre cărțile astea este că are o gelozie exacerbată pe care nu și-o în interior și zici că îi se pare că ești superioară, îi se pare că ești înaintea lui, îi se pare că ești cu mult deasupra lui și încearcă să te bagi la fund, cum ar veni cu răutatea, cu chiar dacă are sentimente de iubire, spunem, mă rog, sau de apartenență sau de ceva, încearcă să-ți minimalizeze felul tău de a fi, te dorești, dar încearcă să te jignească, să te aducă la nivelul lui pentru că își dă seama de superioritate. Un ghinion, din cauza impulsivității, un ghinion în relația cu un copil, cu cineva foarte apropiat de inima voastră, de sufletul vostru, din cauza impulsivității, ghinion în relații cu cineva foarte apropiat, din cauza impulsivității. Gurița aia nu-ți tace sau nu poți să taci sau nu poți să... O foarte mare ghinion și îți atragi o nereușită în relația cu cei din apropiere. Poate are legătură să calce pe cărțile de sus care mi-arată că vrei înțelegere mai mult, vrei, dar dai cu mucii în fasole, cum spune, în relația, pentru că aici văd că începi să faci urât impulsivitate din cauza că ceilalți nu sunt pe aceeași lungime de undă cu tine. Supărări, îți vin niște supărări de la drum, ai inima ruptă, ai o problemă din cauza cuiva plecat la drum. Oricineva pățește la drum ceva, din cauza unor vești de la drum, vești rele și ai inima ruptă. Povestești cuiva despre relația ta, despre ruptura ta, despre din viața ta, despre sentimentele tale rănite, dar povestești persoanei greșite. Povestești unei persoane care se întoarce vorbile ca și cum, și ce dacă a plecat, și dacă ai te... Nu e cea mai bună alegere să spui cuiva, mai ales ce cuiva de ochi căprui, despre această chestie. Da, v-am spus, mesaj, probabil ați rugat pe cineva de la drum să se ocupe de o problemă, să aibă grijă de o problemă, de ceva și nu se rezolvă această problemă, cu atât mai rău probabil că este cineva din familie, cu atât parcă vă face mai mult rău, parcă vă face, rogi pe cineva, tu ești în Italia și rogi să fac casa verde și să o faci portocalii. Mă rog, dau un exemplu, deci nu găsești ajutor la drum la o persoană pe care ai rugat-o să se ocupe de o anumită problemă de a ta. O rezolvare, asta este foarte bine, o rezolvare medicală, este de bine o rezolvare medicală. Ia să vedem trecut, prezent și viitor și temerile legate de trecut, ci venim cu niște traume din trecut și cum le rezolvăm în prezent.
Da, o supărare cu o femeie. O supărare cu o femeie. Primiți un mesaj de la această femeie care vă va supăra mai mult. Tot au venit tot felul de mesaje, tot felul de mesaje, dar pe măsură ce vin, probabil nu reacționați și cu atât mai mult pe această persoană spune, a, nu reacționați, stai că mai vin cu niște artilerii mai grea și mai grea și mai grea. Fiți atenți foarte mult. Un băiat vrea să plece la un drum, să depărteze de familie, face o mare greșeală și rosește. Renunță la o muncă, renunță la o siguranță, la renunță la ceva și își rosește viața. Și rosește viața din cauza unei femei. Sunteți avertizați în acest moment de aceste cărți, pentru că va aduce mare supărare din cauza unei femei, acest tânăr care. Ia el niște hotărâri așa din senin. A șternut lăcrimat din cauza unei femei. Cineva vă ține așternutul, soțului, a bărbatului, a partenerului, vă ține așternutul. Are soțul, partenerul, cineva, partenera are un amant, o amantă și este foarte rău. Ho, 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 ho. În casă, în familie vin niște bani neașteptați. Mamă, ce bine bun este pentru familie când ai bani. Foarte mare bucurie pe familie pentru niște bani câștigați, pentru niște bani veniți. În diferite, nu văd din ce cauză, dar din ce motiv vin acești bani, dar foarte bine sunteți. Toată lumea este bine văzută cât are bani. Da, cum aud legătură cu cărțile de mai sus, o femeie care și-a îndeplinit planul de a vă lua partenerul, de a vă agăța partenerul, de a vă privește așa într-un fel. Ți-am făcut-o, sunt mai bună decât tine, sunt mai. Dar este probabil ai ceva, o legătură cu acest bărbat, poate ai copii sau poate ai o relație veche sau poate ai ceva pentru care și o gelozie și o ură asupra ta această femeie. Chiar dacă ți-o lua bărbatul, chiar dacă ți-o luat căsătoria, ți-o lua ceva, dar tot te urăște și tot are ceva împotriva ta. Ia să vedem temerile. Temerile voastre sunt legate de o problemă de sănătate. Dar cum v-am spus, probabil este o problemă care se rezolvă în curând. O problemă de sănătate, nu știu dacă neapărat a voastră, poate să fie a cuiva din apropierea voastră. Rezolvare cu bani, pe casă, cum am spus și mai devreme, pe casă voastră, pe familia voastră vin niște bani mult așteptați și mult doriți și care vă satisface anumite nevoi și toată familia e fericită și veselă din acest moment. Bun, ia să vedem pe acest tânăr, să vedem că problemele cu tânării sunt cele mai presante, așa. Da, din cauza, probabil s-o despărțit de o iubită sau vrea iubita face scandal, dar vrea să întoarcă să rezolve niște probleme cu o femeie, cu o parteneră, cu cineva, vrea să rezolve niște probleme, dar mai mult rău își face. Pe gândurile și pe casa voastră să pun aici și pe câștig. Vine câștigul către voi. Așteptați-vă la ceva. Nu știu din ce parte vine un câștig pe casa voastră și cu bucurie și rezolvare de probleme. Cam astea sunt cărțile din la grupul numărul 2. Am vorbit pe repede înainte pentru că suntem invitați la ora 20, deja e ora 1 și jumătate. Vă doresc o duminică frumoasă în continuare, vă doresc să vi se întâmple lucrurile frumoase din cărți și să aveți rezolvare pentru problemele din viața voastră. Vă pup cu drag și vă aștept și pe canalul Geta și Nelu Ivan să vedeți așa cam cum o ducem, ce facem și mi-ar place și din partea voastră sugestii. Ce să le mai dau la găini, ce să mai mănânc, ce să mai gătim, pe unde să mai mergem. Vă pup, numai bine, sănătate și o primăvară frumoasă!